Momentul politicienilor. În minutele următoare au acceptat invitația Euronews România și mulțumesc pentru asta în primul rând Dianei Buzoianu. Este deputat din partea USR. Sărut mâinile, bine ați venit. Bună ziua, mulțumesc pentru invitație. Senatorul Sergiu Bâlcea din partea liberalilor alături de noi. Mulțumesc pentru prezență, bună ziua. Bună ziua, mulțumesc pentru invitație. Și îl salutăm și pe domnul deputat Laurențiu Gâdei, Partidul Social Democrat prezent de asemenea. Mulțumesc. Vă mulțumesc și eu. Doamna Buzoianu, cu ce să începem? Spotul de campanie, coincidență sau nu în aceea zi, o investigație recorder. Vă propun să le luăm pe rând. Spotul domnului Nicolae Ciucă are în esență scopul de a promova încă o dată titlul cărții. Informațiile noastre, la finalul săptămânii se lansează această carte. Sunteți interesată să o cumpărați, de exemplu? Acum este o carte care a avut vreo 5 termene de lansare, nu? Oficial am auzit chiar pe domnul Ciucă de vreo 5 ore mutând termenul lansării cărții, care a fost de altfel promovată pe milioane de euro din bani publici. Una peste alta, tot acest reportaj care a fost făcut de Recorder scoate la iveală, de fapt, minciuna și falsitatea întregii campanii prezidențiale a domnului Ciucă. Pentru că toată campania domnului Ciucă s-a bazat, de fapt, pe acest mit că ar fi fost un erou de război, că ar fi făcut parte din aceste lupte și iată că, la niște mulți ani distanță, oameni care nu au într-adevăr legătură cu propaganda din țară, cu politicienii din țară, au curajul să spună lucrurilor pe nume, și anume că domnul Ciucă, de fapt, nu a făcut parte din acele lupte și că, de fapt, tot acest mit este doar o informație, mă rog, o manipulare pentru a fi crescut în campanie. Ce e cel mai trist însă este că, iată, din același reportaj reiese că au fost români care au fost în luptă, care și-au pus viața în pericol și a căror poveste nu este cunoscută. Acești oameni nu candidează astăzi nici pentru președinția țării, nu candidează astăzi, nu au locuri și roluri în politica din România, dar ei chiar și-au pus viața în pericol. Deci cumva nu putem să ne gândim la cum a fost construit toată această poveste a domnului Ciucă. Important este să înțelegem și noi că uneori în campanie oamenii sunt dispuși să se lipească de absolut orice detaliu din activitatea lor și să-l înflorească. Domnul Ciucă n-a avut nici în timpul campaniei, nici înainte de campanie mari credite să-i fie oferite. De altfel, și totuși, doamna deputat, a promis tuturor, vorbim despre un om care a fost decorat, totuși, atât cu distincții în țară, dar și cu o legiune de merit din partea americanilor. Acum, sigur, se naște un semn de întrebare. N-au știut? Au știut? În urma acestui reportaj poate ar fi interesant să vedem dacă oamenii care chiar au fost în luptă acolo români, căci înțelegem, iată, astăzi că au fost și români în lupta reală, dacă acei oameni chiar au primit și ei meritele și recunoașterea pentru acele lupte, sau dacă totul a fost o schemă. Dacă ne întoarcem o secundă la lansarea cărții pentru acest final de săptămână, a fost întrebat chiar președintele PNL, Nicolae Ciucă, de ce această carte? Și a răspuns, citez, pentru că s-a vorbit mult despre faptul că nu sunt din filmul acesta, al politicii românești. Și e adevărat, nu sunt un om politic tipic. Veți vedea, deci, în această colecție de gânduri și povești de viață, cam care e crezul meu. Sunt un om muncitor, cu credință și frică de Dumnezeu. Și vă mărturisesc, domnule senator Bâlcea, mă întreb acum dacă pentru Palatul Cotroceni și în general când ne gândim noi românii, pe cine să votăm pentru cea mai înaltă funcție în stat? Vrem de pildă în noiembrie să votăm un om politic tipic sau un fost general? Acum trebuie să încep cu alt gen de abordare și să vă spun că toate aceste atacuri la domnul Ciucă, avalanșa de sondaje care îl dau pe un anumit loc, pare că atât USR-ul este deranjat de candidatura domnului Ciucă și e normal să fie așa pentru că PNL și candidatura domnului Ciucă sunt, să spunem, elementele de dreapta din acest joc, să nu mai spun PSD-ul care are în față un candidat din partea PNL-ului care cu experiența, expertiza și cariera militară nu poate rivaliza cu cariera militară a domnului Ciolacu, care putem spune că se poate lăuda doar cu un exercițiu de imagine cu domnul Haisam, nici de cum cu o carieră militară. Deci eu spun că această tevatură, să spunem, sau aceste discuții, eu cred că îl ajută pe domnul Ciucă. Dacă se văd acum, se aud informații că domnul Ciucă n-ar fi participat la anumite lupte, probabil că insultăm atât
autoritățile americane, cât și autoritățile române, care au recunoscut meritele acestui general, la acel moment locotenent colonel, în teatrul de operațiuni. Și eu cred că această manipulare doar este una în care domnul Ciucă începe să deranjeze, pentru că intră în turul 2. Pe de o parte, PSD-ul știm bine că își dorește aur în turul 2, iar pe de altă parte, USR nu știe cum să urce în sondaje în acest moment. Eu tot reiterez această invitație către un bloc de dreapta în care primii parteneri trebuie să fie cei de la USR, pentru că am văzut că acea retorică pe care au avut-o și înainte de 9 iunie nu a produs un scor care să fie unul extraordinar din punct de vedere politic. Domnul Ciucă are acum, sau românii au de fapt posibilitatea să vadă să cunoască un personaj destul de complex, un om care a făcut o carieră militară, a urcat în armata română pe treptele ierarhice până la nivelul de șef al statului major, o carieră politică începută cu ministru al apărării, urmată de prim-ministru, și deja cu această experiență în această zonă de sud-est Europei, eu cred că domnul Ciucă, dintre candidații pe care avem la dispoziție, are susținerea cea mai mare în acest moment și deranjează. De aceea și aceste sondaje, dacă țineți minte, înainte de 9 iunie, toate sondajele ne dădeau pe locul 4 PNL la nivel politic, că vom avea un maxim de 12-15%, și am văzut că la alegerile locale scorul politic al PNL a fost la nivel de 28%. Și astăzi apare un sondaj, domnule senator, Bâlcea, cred că pe locul 5 ar fi plasat liderul PNL, dar sigur că sondajele pot fi, nu pot fi, depinde pe cine întrebăm. Cum vedeți, domnule deputat Gâdei? Până și socialdemocrații îl critică pe domnul Ciucă pentru că poate n-ar avea cu ce să se laude. În primul rând filmulețul a apărut pe internet. Care dintre ele? Spotul președintelui sau investigația Recorder? Nu, spotul președintelui. Vă rog. România mea nu este un teatru de război, nu este unitate militară, nu este cazarmă. Nu mă interesează un general să o conducă, să fim foarte bine înțeleși. Investigația Recorder apoi a stricat tot fenșuiul celor de la PNL și nimeni nu-i poate acuza pe cei de la Recorder că ar putea fi partizani ai PSD-ului. Știm foarte bine că de foarte multe ori anchetele lor au lovit năprasnic în orice om politic, indiferent de culoarea lui. În altă ordine de idei, cred că dumneavoastră și cei de la Recorder, prin acest subiect, ați amânat lansarea cărții, pentru că obligatoriu acum va trebui să se modifice toată povestea aia frumoasă țesută cu Nasiria, să îi se dea într-adevăr veridicitatea lucrurilor așa cum s-au întâmplat acolo și nu cum scriitorul și le-a închipuit în visele sale. Sau mai mult decât atât, cei de la Recorder și dumneavoastră care lansați acest subiect în dezbatere, ați putea provoca schimbarea președintelui domnului Ciucă din poziția de candidat, pentru că deocamdată nu au obținut voturile Congresului PNL. Se tot amână, se tot calculează, se tot speră, se analizează, astfel încât să reușească să-l ridice puțin în preferințele electoratului. Dar în niciun caz, cu astfel de povești cu sute coasă albă, demontate de adevărații militari care au luptat acolo. Și slavă Domnului, fac o paranteză și am toată admirația și tot respectul pentru militarii români care au activat în teatrele de operațiuni internaționale, dar care nu și-au țesut povești victorioase, războinice, nu și-au arundat merite pentru care efectiv nu au fost în stare să facă. Domnule deputat, domnul poate general, dumneavoastră găsiți un general, sens în curiozitatea noastră. Și atunci de ce a fost totuși decorat domnul Nicolae Ciucă? A luat cumva virtutea militară a Statelor Unite sau cum se numea? Legiunea de merit. Legiunea de merit, una dintre cele mai înalte distincții. Cum este? Sunt atâtea medalii pe care le oferă statele diferiților parteneri. Nu doar pentru fapte războinice, poate pentru cooperare, poate pentru cum s-au desfășurat lucrurile acolo cu soldații români, pentru cooperare internațională în zona teatrelor de război și mai puțin, adică îmi spuneți mie că domnul Ciucă a fost el acolo și a tras cu arma, trăgea cu tunul până, haideți domnule să fim serioși, în cel mai rău caz era la 50 de kilometri de linia frontului și dădea ordine.
Dar eu sunt curios în continuare dacă vor apărea militari români care au activat sub comanda generalului sau locotenent colonelului ce era dumnealui atunci, care să ne spună povești de astea, să ne spună soldatul, militarul, ostașul, ce acte de bravură a făcut. Haideți să fim serioși și repet, România, România mea normală, nu este un teatru de operațiuni de război, nu este în conflict armat, nu este unitate militară. Doamna deputat, pe de altă parte se mai pune o întrebare. Popular sau nu, cu jumătăți de adevăr sau nu, oricine ar avea curiozitatea dincolo de politică și jurnalism, ar putea să își dea seama că Nasiria, Irak, toate poveștile legate de prezența scorpionilor roșii, că asta făcea atunci domnul Ciucă, era împreună cu scorpionii roșii, există dinainte ca domnia sa să devină politician. Întrebarea mea e de ce ar fi mințit? Haideți încă o dată să vedem parcursul. Domnule deputat, doar o secundă. Doar o secundă, vă rog, am întrebat-o pe doamna Buzoianu, vă rog. Mă scuzați. Nicio problemă. Imediat. Este vorba, repet, de un mit. Un mit care s-a creat. Atunci când nu ai niște rezultate concrete, când nu ai niște realități cu care poți să-ți construiești o campanie și o candidatură onest și credibil, apelez la frânturi de realitate. Da, am fost acolo. Da, am fost, cum se spunea mai devreme, la 50 de kilometri mai departe. Da, am fost acolo, dar nu am intervenit ca să salvez viața unor români care fuseseră prinși în lupta efectivă. Da, am fost acolo, dar am primit ordine să stau cât mai departe de realitatea luptei care se întâmpla acolo. Astea, știți, nu făceau neapărat de o campanie foarte bună. Dar acum, domnul Ciucă, oricum și-a început cariera politică, repet, cu o minciună, cu o încălcare a unei promisiuni. Domnul Ciucă a promis, fiind militar, că nu va candida niciodată ca politician. Nu doar că a intrat în politică, dar acum candidează pentru cea mai înaltă funcție. E greu să mai crezi. Plus că domnul Ciucă astăzi este foarte asimilat cu PSD. PNL astăzi și-a pus un candidat care practic este, repet, domnul Ciolacu, dar un pic îmbrăcat cu o altă haină. Că domnul Ciucă în ultimii ani de zile, în ultimii trei ani de zile, a validat și a asumat toate deciziile pe care le-a luat domnul Ciolacu. Mai mult decât atât, în ultimele săptămâni chiar a ieșit public și a spus că a fost un accesoriu la guvernarea PSD, pentru că nu a mai fost nici măcar chemat să ia parte la ședințe, n-a mai fost întrebat, n-a mai fost consultat. Deci cum să te aștepți ca un astfel de om care își construiește un mit pe niște realități care de fapt nu au existat, care nu e, deși este formal la guvernare de trei ani de zile, nu guvernează și îi lasă pe alții să guverneze, pe care apoi după aia îi atacă public, cum să crezi că acest om ar putea să aibă tăria necesară să conducă în direcția corectă România? Noi avem nevoie de dreapta la guvernare, asta este adevărat, dar avem nevoie de oameni cu adevărat de dreapta. Noi, știți, o susținem pe Elena Lasconi pentru că ea este cu adevărat un candidat care nu are nevoie să-și construiască o campanie pe niște minciuni. Se pot construi campanii prezidențiale și pe adevăr, pe munca reală pe care tu ai depus-o în ultimii 30-40 de ani. O întrebare, doamna deputată, ar fi pe cine veți susține în turul 2 dacă doamna Lasconi nu ajunge? Păi este o întrebare, știți, eu nu prea răspund la întrebări cu dacă, pentru că astăzi, pe sondaje, doamna Elena Lasconi este singura care crește din sfera de dreapta. Domnul Ciucă astăzi este undeva pe la locul 6, domnul Simion a avut o creștere, într-adevăr, până acum un an de zile, astăzi nu mai are această creștere, ba din contră, scade, stagnează. Deci singurul candidat de dreapta care astăzi este în creștere, pentru că iese în stradă, vorbește, noi deja strângem semnături, deja vorbim cu oamenii, toate lucrurile acestea pe care noi le facem ne confirmă când vorbim cu oamenii pe stradă că avem un candidat care cu adevărat este văzut ca autentic. Unul dintre puținii candidați care nu este văzut ca parte din sistem. Unul dintre puținii candidați care e văzut ca un om real care vrea să aducă pentru România, pentru toți românii, o bunăstare. Profesorul Radu Carp, și cred că ne pot ajuta colegii în acest moment să aruncăm o privire și pe o informație interesantă, sigur discutabilă, pe care totuși le propun invitaților noștri, putere și opoziție. O postare finalul lunii august a profesorului Radu Carp, care spune sloganul de campanie al doamnei Elena Lasconi ar fi un furt intelectual. E vorba de traducerea exactă a sloganului folosit în 2017 de Partidul Laburist din Marea Britanie. Imaginea e cea inițială,
for the many, not for the few, pentru cei mulți, nu pentru câțiva, cu o diferență de nuanță, sigur, în sloganul afișat de săptămâni bune al doamnei Lascuni, dar par, doamna deputat, vă întreb, par din aceeași zonă? Cum vi se par? Ideea că România a fost împărțită în două, segregată total de politicienii din ultimii 30 de ani, nu este una nouă și nu e o idee, să zicem, la care nu s-a mai gândit nimeni până acum. Da, PSD și PNL au împărțit România în niște oameni foarte puțin special care astăzi se bucură de un sistem care le dă toate beneficiile de pe pământ, deși de cele mai multe ori acele persoane nu contribuie la o Românie mai bună, și restul, oamenii care își plătesc și muncesc în fiecare zi și își plătesc salariile și își plătesc taxele și impozitele, și nu ajung să supraviețuiască de cele mai multe ori până la finalul lunii cu banii pe care îi au din urma muncilor. Întrebarea deci, e dacă doamna Lascuni s-a inspirat sau nu din alte sloganuri. Nu cred. Adică, nu, da, ideea că să conduci pentru toată lumea, repet, nu este neapărat o idee atât de unică și de la care să nu se fi gândit nimeni. Este pur și simplu o idee care vine natural în contextul României, care a fost așa împărțită de PSD și PNL în ultimii 34 de ani. Mă întorc în sfera puterii. O ședință a liberalilor, domnule deputat Bulcea, o ședință din această dimineață în Modrogan, în care unul dintre subiecte, că poate, o, ca perspectivă, sigur, o reîmprospătare guvernamentală, o remaniere, să-i spunem pe nume, ar putea să crească șansele prezidențiabilului Nicolae Ciucă. Cum vă sună, domnule deputat? În primul rând, o remaniere este absolut necesară pentru că sunt miniștri, cum este domnul Veșta, care au câștigat alegeri locale și, natural, domnul Veșta, în luna octombrie, va demisiona din funcția de ministru pentru a prelua Consiliul Județean Brașov. Există alți colegi care poate au alte opțiuni, în primul rând, sunt oameni care au candidat la alegerile locale. Întotdeauna eu am susținut și susțin în continuare că această guvernare trebuie să se închidă în decembrie 2024, o alianță cu PSD, iar după votul românilor va trebui să vedem care vor fi opțiunile pe masă. Din ce am văzut acum, candidatura domnului Ciucă deranjează, este mult discutată, întoarță pe toate fețele și, așa cum spuneam în prima intervenție, atunci când toată lumea ne dădea cu scoruri foarte mici, locul 4, locul 5, la alegerile locale în 9 iunie, s-a dovedit totuși că lucrurile acestea nu au fost adevărat. Aceste sondaje de multe ori sunt manipulări. Vedem, de exemplu, la candidatul Joană, într-un sondaj un scor de 25%, în alt sondaj un scor de 14%. Este clar că fiecare dintre cei care prezintă aceste sondaje au un interes. Pentru mine, astăzi, este clar că PSD își dorește aur în turul 2, iar USR dorește să ia cât mai mult din votanții de dreapta ai PNL-ului, considerând că un bloc de dreapta nu este de actualitate pentru ei. Eu cred că greșesc, așa cum au greșit și în data de 9 iunie, nu au învățat din scorul mic pe care l-au avut și totuși în România e nevoie de o construcție de dreapta după decembrie 2024. Dacă apelați la remaniere, domnule deputat, e un semn că șansele președintelui Ciucă sunt încă mici? Nu, eu v-am spus că o remaniere cred că va fi punctual acolo unde cei care au câștigat, cum este exemplul domnului Vește, așa cum încercam să mă gândesc dacă există și alte exemple de acest gen, va trebui oricum o schimbare în guvern sau sunt oameni, pentru că două luni de zile un ministru nu poate performa. Haideți să fim sinceri, din octombrie până în decembrie... Înțeleg. Nu se pune. Uite, un alt nume, pe semne că știți, domnule deputat, un alt nume ar fi al șefului finanțelor, domnul Boloș. Se tot vorbește că va fi sau nu va fi schimbat. Nu am această informație, recunosc și nici n-aș vrea să o comentez. Eu cred că astăzi acest guvern trebuie să-și ducă mandatul până în decembrie, iar orice remaniere nu poate provoca, să spunem, schimbări majore în două luni de zile. Am pornit discuția de la această întrebare. Vorbim despre un erou sau despre un erou cu ghilimele? Simțiți nevoia, domnule deputat, de clarificări de azi încolo din partea președintelui Ciucă cu privire la evenimentele din Irak?
Eu cred că clarificările au fost date de către cei care au, să spunem, au dat prin medaliile, prin premiile lor, girul că acest om a participat la lupte, a fost comandant și a comandat trupele române. Tot felul de subiecte pot să apară, pentru că, așa cum vedem și de alți candidați, diferite, să spunem, fețe ale adevărului, cert este că domnul Ciucă astăzi, prin vehemență cu care PSD și USR atacă, deranjează pentru că le strică calculele. Și eu cred cu tărie că PNL va intra în turul 2 și va da președintele României pentru următorii 5 ani. L-am contactat inclusiv pe Andrei Udișteanu, pe jurnalistul autor al acestui material, Mitul eroului de la Nasiria, mărturiile generalilor italieni care au coordonat bătălia. Nu am avut succes cu invitația noastră în sensul în care Andrei Udișteanu ne-a răspuns că programul nu îi permite să intervină în direct, ceea ce pentru noi, ca jurnaliști, deocamdată rămâne întrebarea cum de astăzi, în ziua apariției unui spot al domnului președinte Nicolae Ciucă, apare și investigația Recorder. E un răspuns pe care încă nu l-am primit. Pe de altă parte, domnule deputat Gâdei, aceeași curiozitate. Simțiți nevoia de clarificări din partea unui prezidențiabil până la urmă, chiar dacă nu e al PSD. Nicolae Ciucă trebuie să spună mai multe despre ce s-a întâmplat în Irak? Eu tocmai v-am spus că dumneavoastră și cei de la Recorder au mai amânat lansarea cărții pentru că va trebui să suporte corecturi. Credeți că nu mai iese pe piață duminică? Atunci era programată. Și bineînțeles că nu doar Nasiria, cred că și Afganistan sunt acolo probleme și vom avea fapte de vitejie cu ghilimele de rigoare demontate. Repet, toată stima pentru armata română care a participat în teatrele de război, în toate operațiunile internaționale. Dar aș reveni puțin și aș spune domnului Bârcea, pentru că tot leagă PSD-ul de aur, și aș spune doar așa. La Satu Mare, AUR împreună cu PNL-ul au avut o alianță electorală oficială. La Galați, candidații la primăria municipiului Galați, la Consiliul Județean din partea AUR, au fost membrii PNL. Asta pentru o informare corectă a publicului despre cine are relații de astea extrem de cordiale cu cei de la AUR. În ceea ce privește candidatul nostru, Marcel Ciolacu, păi haideți să vedem că este public, își asumă toate aspectele din viața domniei sale. Le explică pentru că este un om normal, într-o Românie normală și nu are teamă de a, și nici rușine de a vorbi de toate aspectele și etapei vieții sale. Cu ochii pentru dumneavoastră, domnule deputat, iertați-mă, ați văzut, domnule Gâdei, până în ziua de astăzi, cu ochii dumneavoastră, diploma de bacalaureat? Bineînțeles, asta a fost prezentată inclusiv astăzi de cei de la educație, au lansat cotorul în care este media oficială, deci nu e o problemă. Haideți să nu ne mai îmbătăm cu apă rece și să ne imaginăm așa că diploma de bacalaureat n-ar exista. Asta este un subiect care scade ca intensitate pentru că, repet, este un subiect pe care și l-a asumat și l-a explicat public, a vorbit public, nu avem de ce să ne fie rușine de acest aspect, așa că lucrurile din toate aspectele vieții domnului Ciolacu sunt cât se poate de publice și clare și nu ezită niciodată în a veni și a discutat despre viața domniei sale. Și spuneam că nu există politician în România care a crescut așa într-un glob de cristal și este imaculat și n-a aruncat un șervețel pe jos vreodată sau n-a spart un pahar în cârciumă. Iertată să-mi fie comparația. Dar până la urmă, ce este important? Nu este important ce a făcut acum 70 de ani, 30 de ani, 40 de ani. E important ce a făcut în ultima perioadă politică, ce își dorește să facă, ce a demonstrat că a fost capabil să impună în guvernul pe care îl conduce și cum se schimbă în bine foarte multe aspecte din viața românilor. Vă mulțumesc cred că mult! Românii vor fi foarte atenți la oameni și nu la poveștile astea care se tot ies în jurul lor. Vă mulțumesc foarte mult pentru răspunsuri, dar mai ales pentru că ați acceptat invitația Euronews România. Domnii deputați Laurențiu Gâdei, PSD, Sergiu Bulcea, Partidul Național Liberal, încă o dată doamnei Diana Buzoianu, USR, mulțumesc!